Peste 500 de elevi brașoveni și încearcă norocul în a doua săptămână a examenului de bacalaureat. Tinerii au susținut luni proba la limba și literatura română. Au părăsit mulțumiți sălile de examen și au răsuflat ușurați după prima probă scrisă a bacului de toamnă. Subiectele, spun ei, au fost mai ușoare decât la sesiunea anterioară. La profilul real, elevii au primit la primul subiect o poezie la prima vedere. La subiectul al doilea au avut de redactat un eseu despre importanța implicării tinerilor în acțiuni umanitare, iar la subiectul al treilea le-a picat nuvela psihologică. Da. De ușor. Ce v-a picat? Nuvela. Nuvela. Da. Și te-ai descurcat bine? Cât de cât. A fost mai ușor decât bine. Sesiunea din vară? Sau da, bineînțeles, a fost mult mai ușor. În vară, la ce ai picat? Mate. Și astăzi? Astăzi a fost bine. Ce v-a picat? La subiectul 3, nuvela psihologică. Și la celelalte subiecte? La subiectul 1 a fost comparativ simplu, cam la fel, de fapt. Și la 2 a fost ceva descris despre importanța activității, implicarea tinerilor în activități umaniste. Foarte simplă. Te-ai pregătit mai mult ca în vară? Nu. Nu neapărat. Nu m-am pregătit deloc. O picat fix ce știam. Adică? Moara cu noroc. Mai ușor sau nu, cert este că cei mai mulți au pus burta pe carte și s-au pregătit față de sesiunea din vară. Elevii sunt încrezători că vor primi note mai mari și astfel vor putea să treacă examenul maturității. Am dat acum după ce am terminat clasa 12-a, dar nu prea m-am pregătit și nu am luat. Și acum aprobez iarăși. Am ascultat pe părinții mei, au zis să mai probez, că mai se poate că în viață mai trebuie bacalaureatul și să mai probez. Da, te-ai mai pregătit în plus în vară? Ai învățat mai mult? Acum, da, după ce am terminat clasa 12-a, am pregătit, am învățat. După ce am terminat, fiecare zi m-am pus și am învățat. Mi s-a părut foarte ușoară, mai ales fiindcă m-am pregătit intens, așa că n-am avut nicio problemă. Ai dat și în vară? Ai picat la una din probleme? Nu, am avut o problemă și n-am dat în vară, tocmai de-aia am avut un motiv în plus să iau în serios proba asta. La celelalte probe, cum, ce vei mai sus? Matematică și biologie. Sunt la fel de pregătită și sunt sigură că o să iau. Mai departe? Mai departe o să mă pregătesc serios pentru admiterea de anul viitor de la medicină. La Brașov, 586 de elevi s-au înscris la proba de limba română. Bacalaureatul de toamnă continuă marți cu proba de limba și literatura maternă, unde sunt așteptați să participe 25 de candidați. Examenul scris continuă miercuri cu proba obligatorie a profilului, iar vineri, bacul se va încheia cu proba la alegerea profilului și specializării, proba la care s-au înscris 850 de elevi. Candidații vor putea afla rezultatele pe 1 septembrie până la ora 12 și vor putea depune contestații până la ora 16. Rezultatele finale vor fi afișate pe 4 septembrie. Ca și la sesiunea de vară, calendarul a fost decalat cu o zi pentru că lucrările candidaților vor fi corectate în alt județ. La sesiunea august-septembrie 2015 a examenului de bacalaureat s-au înscris în total la Brașov 1033 de absolvenți de liceu, 600 din promoția curentă și 433 din seriile anterioare.